episodul de astăzi. Și am ajuns acasă cu abțipildurile pentru pereți. Fetele vor decora. Wow, să înceapă Mara cu peretele ăsta. Mara vrea să-i liberezi de acolo și să hotărăști unde și cum îți pui copacul. Wow, 5 coli, super. Și Teo are 4 cu tot cu floricelele. Wow. Uite-o, asta e tulpina. Iată tulpina. E mare. Hai să ne lămurim și filmăm după. Da. Am hotărât ca pomul nostru să plece așa cam din spatele dulapului, da? Cam așa, dar nu de aici, mai de aici, că dulapul vine până aici. Da. Și Mara, să-mi fac curaj să-l lipesc? Așa? Da. O să fie tot peretele roz. Coborâm. Dar de ce? Aducem acum scobitoare. Aprindem lumina. Scobitori. Acum pe mine. Nu, gata, hai. Oprim lumina. Sus. Uite, gata, a reușit mami. Și trebuie doar pentru acolo. Cu mult. Cu mult. Chin a reușit. Unde, aici? Am zis? Cam așa. E drept? Nu cred. Jos aici dacă e drept, jos contează. Aici, e paralel cu solul, e. Acum mergem. Vedem unde se duce. Și începutul a fost stabilit. Acum, am văzut în desen. Eu zic că asta este creanga Mara. Uite, vine de aici și se duce cu ceva în jos, cu asta. O crenguță atât de mică. Nu, unde? Ele se prefac. Ia uitați-vă ce fac și eu aici. Mi-au adus fetele o pioneză ca să desprind mai ușor crenguțele. Ia uitați! Asta vine de aici? Da. Și... taram! Pomul e gata! Urmează decorarea lui. Ia să văd! Multe floricele! Floricele pe câmpii! Hai să le adunăm copii! Vine, vine primăvara! Dar chiar, cerecele... iarna și primăvara! O am lăsat facem... plăitica! Oh! Wow! Prima floricică, să vedeți când e. Oh, wow, ce e aici? Și cam așa e și... ca și cum copacul este din dulap. Ne ducem acum la Teo în cameră să vă arătăm cum arată înainte. Da, poze. Așa arată înainte. Aici, da, îl punem. Și să vedeți cum muncim la el. Ia asta. Așa. Dar Teo poate să nu atârne. Și astea o să le punem pe copac. Da, eu vreau flori decât poze. În 3 secunde se face ziua de mâine. În 3, 2, 1. Să vină zi. Doare. Bună dimineața. O nouă zi. Și așa cum v-am spus aseară, astăzi îl desfate. Ce desface acolo, Teo? Întoarce cu fata să vedem și noi. Wow! Și al tău va ieși așa din tobogan, nu? Al mare de după dulap și al tău din spatele toboganului. Da, da, tu o să o accesorizezi cu flori. Flori. Oh, am mai multe păsărele! Ai două, cred că. Una albastră mai închis și una albastră mai deschis. Pioneze. Mami așteaptă să se genereze clipul. Super clipul nostru cu Cartoon Cat, episodul 2, în care apare un nou personaj. Știți voi despre cine e vorba? Sigur că știți, îl cheamă... Siren Head! Sau cap de... sirenă! E bine de aici sau să-l dau mai încolo? Cum vrei tu? Pătratul acesta vine în sus. 84% la mami, hai că-l fac pe ăla și după aia văd eu ce vine în jos. Mara doarme și n-are cum să mă ajute. Gata! Copacul fetelor mici e gata. A avut un defect, ne-am chinuit să-l reparăm. Îi lipsește o creangă de aici așa cumva și asta pleca mai așa. Arată destul de bine, nu? Da. Cam așa e originalul și așa ne ieși nou. Și așa e copacul. Avem și două păsărele. Am ales să le pun sus, nu jos cum era în desen. Și ia priviți.
câte frunze au rămas nepuse. Față de model. Super! Copacul nostru deja se animă. Salut, fetelor! Ce faceți? Ce vă jucați? Faceți-mi prezentările. Cine este? Ana. O nouă prietenă. Și ce vă jucați acum? Adică Ana, tu cât ai ghicit? Asta l-a ghicit, Ana. Wow, nu e greu. Hai, dă-i-l, așa. Are ceva aici la tantă. Un cer. Bravo, ai ghicit. Super, bine, vă las să vă jucați. Ne întrebați mereu ce mai face bunica. Din păcate, așa stau lucrurile în ultima perioadă. Am observarea pentru că bunica s-a simțit rău. Și cam așa arată. Ușa este făcută deasupra ușii și pe peretele ăsta. Aici urmează să fie o poză, încă o poză, încă o poză. Și aici încă o poză. Și la cealaltă păsărică încă o poză. După multe rugămiți, mi-a luat tati și mie un Lego. Ce Lego? Ia arată-l. Este din colecția lui Mara. Este un Lego cinema. Lego Friends? Cinema? Wow! Și acum eu fac scaunele cu astea. Și te-ai gândit să faci singură, da? De asta ai vrut un Lego, să lucrezi singură. Da, fiindcă toată ziua Mara mi le face și lui Mara și lui Dril le-am cumpărat așa, stă și le aleagă ele. Ești un copil bun. Eu am doar până la 4 pungi. Foarte bine, dar te vei descurca, da? Da, m-ar avea 9 pungi. Wow, da, dar ale tale sunt mai pline, uite. Da, mă duc să-i pun la Mara această jucărie super, mă să creadă că-i zână măseluță. Să-i faci ce? O? Surpriză și lubri la fel. Bine, uite, ia-l și pe asta. Da, da, zâna măseluță la ce? Că n-aud. Da, da, așa. A, așa. Da. Dar știi că înainte și iepurașul venea sub pernă. Când eram noi mici, iepurașul venea sub pernă. Serios, uite iepurașul care a venit. Uite Teo ce are prin față și ce fericită e. Ce celebri? E că sunt. Și ce faci cu ele? Să mă le mănânc pe față, eu vreau. Ia-o. Hai, ia și dobri. Ce-o vreau? Hai. Cum e, Bri? Bun, mă bucur. Acum eu. Acum tu. Cum sunt? Suntem bune, nu? Avem și roșii și proaspete și pregătim un platou cu brânză și ceapă. Wow, ce scenă ai acolo! Și fetele s-au trezit și ce-ați găsit fetelor? Super, nu? V-a adus vreo măseluță? Zâna Teo! Zâna Teuță! V-a adus Eloel! Deja Briana se descurcă singură, dar de ce închizi ochii, Bri? Ca să nu mă zăi păpusa. Dar nu vezi, Bri, că e ambalată. Asta eu când deschideam ceva. Ia uitați. Ador sunetul ăla. Sunshine and nu-l mai avem. Soare și sclipit. Noi avem pieptă în păr. Shiny este strălucitor. Wow, ce fetiță descurcăreață. Bravo, Bri. Ce minge portocalie ai! Nu e albastră, e portocalie! Wow! Și deja se vede animăluțul! E frumos! Acum să deschidem doar castelul! Nu mă simt în spălat oare! O mașină de spălat! Nu trebuie în mașina de spălat! Ia uite! Sucul este gata! Wow! Hai, Bri! Eu nu mi-o deschid încă, mai ții o deschid. Hai să-l facem pe al Brianei. A avut răbdare să îi le desfacă. Ce mască! A, Briana a avut răbdare. Bun, lampa UV! Ca să îi le desfacă puțin mama și... Hai să-l mai departe, Bri! Azi iau confeti! Azi iau confeti! Ai și tu confeti, da, și aici... Ce avem? O periuță roz cu pisicuță. Nu-i periuță, e pieptă.
Da. Inimioara e și aici ne arată codul. Ultra rară. Așa mie e ultra rară. O să vedem acum. Hai, desfă-o. Unde e Metal Kitty? Ia să o vedem. Metal Priviți-o. E, wow. E fetiță. Și seamănă cu... Negruț. Cu negruț. Și cu... Cardul. Ata, doamnă? Eu fac bine, vreau și eu să fiu ca tine, dar cu mustață din asta. Bună ziua, ofițer! Merg la frizer. Ți-ai tuns mustața? Să vedem ce are bila mea. Să vedem noi dacă e rară, cum zici tu mereu, hai! A avut dreptate, la animăluț era ultra rar, singurul ultra rar din colecție. Ultra rară. Ia să văd, să văd și eu. Nu cred, ai căciuliță. Uita. Și ce mișto este cănuța. Oare nu mai are biberon, are asta? Da. Sau are și biberon? Wow! Wow! Super colecție! Wow, iar se lucrează la curte. E super gălăgie. Avem acolo un utilaj, nu-i la noi. Forează pentru apă. Și așa stăm cu gălăgia asta de o săptămână, zilnic. Iar aici, da, yay! Cafeluțele pentru muncitori sunt gata, să mergem să le ducem. Gata, le-am adus și iată cum stă treaba. Acum se umple cu pietriș, apoi se pune nisipul ăsta fiind deasupra și se pun la loc. Bună dimineața, Teodora! Ce faci? Brrr. Mami are multă treabă. Din păcate... Am rămas fără menajeră și toată treaba trebuie să o fac eu singură. Să am grijă de bunica, să am grijă de fete, să le fac și mâncare și curat. Și tata e la muncă. Și tata e la muncă. Of, of. S-a bătătorit tot. Uite ce drept iese. Haideți să vă arăt ce pocinog am făcut, pentru că încerc să mă ocup de toate deodată și nu-mi iese. Am crezut că am închis și ia uite, am ars oala. Noi vă pupăm și vă spunem pa, pa!